astăzi pe Preasfântul Duh. Este sărbătoarea Sfântului Duh, prin care s-a arătat de plin Sfânta Treime. Din urmare, este sărbătoarea și a Sfintei Treime. În Sinaxar, însă, sărbătoarea de astăzi este închinată Sfântului Duh. Și asta pentru că, după economia Fiului, care s-a manifestat, văzut, până la înălțarea sa cu trupul la cer, urmează în planul dumnezeiesc de mântuire a lumii economia Duhului. Economia Duhului Sfânt, dar este sărbătoarea Sfintei Treimi, pentru că Dumnezeu cel Unul pe toate le lucrează în Sfânta Treime, Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Noi știm că Dumnezeu Tatăl l-a descoperit în Vechiul Testament pe Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Cuvântul, neîntrupat, prin Duhul Sfânt. Căci spunem noi în Crez, Duhul Sfânt care a grăit prin proroci. Drumul, prin urmare, de la Dumnezeu către noi, în economia mântuirii, începe de la Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt. Iar noi ne ridicăm la Dumnezeu, Tatăl, prin Duhul Sfânt, prin Fiul. Sfântul Simeon, nou teolog, spune că, într-adevăr, Fiul este ușa și calea care duce la Tatăl, dar cheia care deschide ușa este Duhul Sfânt. De aceea noi toate rugăciunile le începem cu Împărate Ceresc Mângâietorule. El este cheia care ne aduce pe Fiul ca ușă și prin El ajungem la Tatăl. La finalul rugăciunilor începătoare noi abia zicem Tatăl nostru, care ești în cerul. Rugăciunea domnească. Sărbătoarea de astăzi a Sfintei Treimi este o sărbătoare care încununează toate sărbătorile, am putea spune. Noi știm despre Dumnezeu de la Dumnezeu. Noi creștinii, drept slăvitori, nu imaginăm ceva despre Dumnezeu. Noi credem în revelația sau în descoperirea lui Dumnezeu. Ce a descoperit Dumnezeu despre sine în lucrarea sa tainică, negrăită, transcendentă, incomprehensibilă? Ce a descoperit Dumnezeu în raport cu creația sa? Prima lucrare se numește teologie. A doua se numește economie. Ceea ce este Dumnezeu în sine, relațiile interpersonale, țin de teologie. Iar ceea ce lucrează Dumnezeu cu lumea, cu universul, cu omul, cu îngerii, ține de economie. Aș vrea să mai facem o distinție, și anume între dogmă, care ne vorbește despre Dumnezeu, și taina lui Dumnezeu, care înseamnă experiența întâlnirii cu El. Dacă dogma se poate înțelege rațional, se poate opera cu ea rațional, ei bine, aceasta după o experiență reală a întâlnirii cu Dumnezeu. Noi credem într-un singur Dumnezeu, suntem monoteiști, dar nu într-un Dumnezeu singurătate sau singularitate veșnică sau eternă, ci într-un Dumnezeu în Sfânta Treime. Adică într-un Dumnezeu care este comuniune de persoane care nu sunt separate între ele.
Ele sunt distincte, dar nu sunt separate. Nu există distanță între ele. Cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, distincte, sunt împreună, adică sunt una într-alta, se conțin reciproc și se dăruiesc reciproc. Această tainică descoperire despre Dumnezeu se numește în teologie perihoreză. Se conțin reciproc și se dăruiesc reciproc. Unitatea în Sfânta Treime o dă faptul că cele trei persoane au aceeași ființă. Sunt de o ființă. Și de asemenea au un singur izvor. Tatăl. Tatăl dă și temelia unității pentru că El îl naște din veci pe Fiul și îl purcede din veci pe Duhul Sfânt. Dar și distinția. Și anume, Tatăl este nenăscut și nepurces. Fiul este născut, iar Duhul Sfânt purcede de la Tatăl. Nașterea și purcederea, spune Sfântul Simeon, Noul Teolog, nu sunt ieșiri din Tatăl, ci sunt distinții. A le înțelege este cu neputință. Dar nu numai ființa și persoanele a le înțelege este cu neputință. Cu neputință este și lucrarea Sfintei Treimi. A le exprima pe Dumnezeu este cu neputință, iar a le înțelege este mai cu neputință. Sfântul Grigorie Palama. Sfântul Grigorie Teolog. Deci a exprima este cu neputință, iar a le înțelege este și mai cu neputință. Dumnezeu Tatăl naște din veci pe Fiul și purcede din veci pe Duhul Sfânt. Cele trei persoane distincte sunt de aceeași ființă, cum vă spuneam, de aceeași putere egale. Dar atunci când vorbesc una despre cealaltă, arată că sunt smerite. Această smerenie o numește Părintele Sofronie Saharov Chenoz în Sfânta Treime. Pentru că Tatăl niciodată nu vorbește despre El. Vorbește despre Fiul. Tot Vechiul Testament este o revelație a lui Dumnezeu Tatăl despre Fiul Dumnezeu, Cuvântul neîntrupat. Când apare Fiul întrupat, revelația de plină a lui Dumnezeu, Dumnezeu ia chip de om, se arată în trup, El cel născut din tată fără de mamă, se naște în timp din mamă fără de tată, El, Fiul, nu vorbește despre El. El vorbește despre Tatăl tot timpul. Dacă știți Sfânta Scriptură, o să vedeți că El vorbește. Tatăl este mai mare decât mine. Eu și Tatăl una suntem. Tatăl m-a trimis. Eu voia Tatălui meu o fac. Tatăl a zis. Tatăl a făcut. Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul meu. Toate referirile Mântuitorului sună Tatăl. Se roagă Tatălui, ne îndeamnă și pe noi să ne rugăm Tatăl nostru. Mai mult, vorbește și despre Duhul. El va veni alt mângâietor, Duhul adevărului care de la Tatăl purcede, El pe mine mă va preamări. Și așa este că Duhul Sfânt venind, pogorându-se din cer, în chip de limbi de foc, peste Sfinții ucenici, care erau adunați în rugăciune, arătându-se deosebi pe capetele lor ca limbi de foc, ia îndumnezeit. Și ei au început să vorbească în limbi, cum vă spuneam ei, iar Sfântul Apostol Petru a ținut o cuvântare teologică foarte profundă, în care, urmarea căreia, s-au botezat ca la 3.000 de oameni. Cu botezul în apă și Duh, temeindu-se astfel
în chip văzut, nucleul, dacă vreți, bisericii, apostolii și cu cei 3.000 botezați. Ce să facem, am întrebat, după cuvântarea aceea formidabilă, să o citiți în Faptele Apostolilor, Sfântul Apostol Petru, ce să facem? Fiecare dintre voi, și acum vorbește Duhul Sfânt prin Apostolul Petru, să se boteze, să creadă în Domnul Iisus Hristos, mai întâi și să se pocăiască. Se pocăiască, adică să își schimbe modul de a gândi și trăi viața, să boteze în numele lui Iisus Hristos va veni iertarea păcatelor. Vorbește despre Iisus Hristos, adică. Vedeți, Duhul Sfânt ne aduce nouă, de la Tatăl, din dreapta, la dreapta Tatălui, viața lui Iisus Hristos, care devine viața vieții noastre. Biserica, în chip tainic, s-a născut, știți când? La întruparea Domnului. Când firea umană s-a unit cu firea dumnezeiască în persoana Fiului. Și de asemenea s-a arătat, a anticipat ca biserică pe cruce. Când Mântuitorul a zis săvârșitul s-a și când unul din ostași cu sulița cu coasta lui a împuns și a pus sânge și apă. Și Maica Domnului, icoana bisericii, era prezentă. Aceasta este întemeierea sau nașterea bisericii ca anticipare a ceea ce avea să fie la rosarii, la cinzecime. Ei, la cinzecime ce s-a întâmplat? Viața lui Iisus Hristos adusă de Duhul Sfânt se dă, se întrupează precum o dată la Buna Vestire în fiecare credincios. Fiecare credincios devine creștin. Ce înseamnă asta? Se îmbracă în Hristos. Am cântat și astăzi. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Deci vedeți cum taina iubirii se arată în persoanele Sfintei Trăimi și între ele. Vedeți? Noi avem tendința să vorbim despre noi. Altora. Când se întâlnesc doi oameni, ei vorbesc despre isprăvile lor și despre păcatele altora. Oamenii vor căzuți. Oamenii sfinți nu vorbeau așa. Prezentul când s-a întâlnit Sfântul Ilarion cu Sfântul Antonie cel Mare. Vă amintiți? Aterit. Ce zice Sfântul Antonie despre Sfântul Ilarion? Zice, bine ai venit, luceafărule care luminezi dimineața. Ce îi răspunde Sfântul Ilarion? Bucură-te sau pace ție, stâlpule de lumină care luminezi lumea. Vedeți cum vorbeau ei? Adică îl preamăreau pe celălalt. Asta-i viața în Duhul Sfânt. Nu te gândești la tine, vorbești despre tine, te victimizezi. Și așa mai departe, despre alții spui că sunt cauza relelor tale. Asta mare înșelare. Cauza relelor care sunt în tine, ești tu. Păcatele tale. Nu lumea, nu ceilalți. Oamenii care au tendința aceasta și o avem cu toții de a se victimiza și de a vorbi despre sine mai mult, special în cele bune, decât despre ceilalți, sunt oamenii ai lumii. De aceea expresia ce faci? Ca lumea. De ce face lumea? Iată ce face lumea. Ce am spus înainte. Cum spunea marele scriitor Shakespeare, se învârte și se roade. Asta face lumea. Se învârte și se roade. Ea n-are nici direcție, n-are nici sens. E ca o mașină fără direcție, fără sens. E ca o oaie căpiată. Știți cum e oaia căpiată? Se tot învârte în jurul propriei persoane. Oaia de din persoană în jurul propriei sale făpturi. Dar așa este și omul fără Dumnezeu. N-are direcție. Mântuitorul zice despre sine că eu sunt calea. Eu sunt ușa oilor. Ușa staului în care intră și ies oile. Dumnezeu Fiul este numit chip a
al Tatălui. Noi suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu. Chipul Tatălui e Fiul. Iar Duhul Sfânt este chipul Fiului. Sau Sânul Tatălui. Vedeți? Aici se vede taina iubirii. Taina iubirii Dumnezeu. Unul în Sfânta Treime, dar cele trei persoane, deși distincte, ele nu sunt separate. Sunt, cum vă spuneam, interioare una alteia și jertfitoare, dăruitoare una pentru cealaltă. Ea nu vorbește nicio persoană despre sine. Aș vrea să rețineți această diversitate la unitate în diversitate. Pentru că și noi oamenii suntem unitate în diversitate. Dar vă întreb, este vreo deosebire? Că și noi suntem în biserică una, biserica și mărturisim, este una sfântă, sobornicească și apostolică. Una și sfântă sau rămân împreună sau cad împreună. Nu poate să fie una decât dacă e sfântă. Dar bine, noi suntem ca Dumnezeu aici, semănăm, dar nu suntem ca. Pentru că în Dumnezeu există egalitate absolută, perfectă, între persoane. Pe când în lumea creată, între noi oameni, nu este egalitate. Dumnezeu aici a pus ce? Organicitate ierarhică. Aici există ierarhie. De altfel și lumea îngerilor este ierarhie îngerească. Și lumea oamenilor, în biserică, avem o ierarhie. Și această ierarhie ajută pentru a fi biserica una. Dacă unde nu există ierarhie reală, acolo este anarhie. Așa se întâmplă și în familie. În familie, când tatăl nu mai este tatăl, adică cap al familiei. Când femeia nu mai este soție și mamă. Când copiii nu mai ascultă de părinții care ascultă de Dumnezeu, este anarhie. Cum a spus Părintele Arsenie Boca despre unul care venise la el, zice, bă, tu ești sinteza harababurii din casa ta. Ești sinteza harababurii din casa ta. Așa arăta acela. Un om care, cu care se reflecta ceea ce era în familia lui. Și viața lui. Noi la botez ne-am îmbrăcat în Hristos. Am devenit, vedeți, mădulare. Mădulare ale bisericii. Trupul, biserica e un trup, un organism viu. Și noi suntem mădulare. Și de asemenea, temple ale Duhului Sfânt și locașul ale lui Dumnezeu Tatăl. Sfânta Treime este prezentă în biserică. Cum spunea cineva, biserica este plină de Sfânta Treime. Dar și viața fiecărui credincios este plină de Sfânta Treime. Când începe rugăciunile, zicem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și apoi arătăm prin Împărate Ceresc că ajungem la Tatăl. Semnul Sfintei Cruci, cu acesta închei, e sinteza credinței în Sfânta Treime. Zicem în numele Tatălui și ducem mâna la frunte. Pentru că Dumnezeu Tatăl este în cerul. Tatăl nostru care ești în cerul. Partea cea mai înaltă. Zicem și al Fiului. Coborâm mâine. De ce coborâm? Pentru că în crez, noi spunem că credem și în Fiul, Dumnezeu Fiul, care s-a coborât din cer. A venit din cer. S-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, s-a făcut om. Deci El a coborât mișcarea lui Dumnezeu în coborâre pentru ca să le ridice pe cele smerite. Și pogorându-se, s-a făcut om. Zicem, și al Fiului. Dar El, după ce și-a împlinit opera răscumpărătoare de mântuirea neamului, ce a făcut? S-a înălțat, vedeți? Mișcarea. S-a înălțat la ceruri, la ceruri, deci spre cer, unde șade de-a dreapta, de-a duce mâna în dreapta. Șade de-a dreapta Tatălui. Și zicem, și al Sfântului Duh. Dintr-o singură mișcare. De ce? Pentru că El de acolo, împreună cu Tatăl, l-a trimis pe Duhul Sfânt. Înapoi. În lume. Dar
Numai așa, în Duhul Sfânt, poate cineva să cunoască, să recunoască, să simtă că Iisus Hristos este Domnul și că are un Tată. Vedeți? Și încheiem aici, pentru că, zice, și al Duhului Sfânt, Duhul Sfânt este Cel care ne conduce prin Duhul la Tatăl. Și ne se roagă noi cu suspine negrăite și striga Ava, adică Părinte. De fapt, cuvântul Ava înseamnă tăticule. Că simți. Simțim noi asta? Dacă nu simțim, suntem nesimțitori. Între ale duhovnicești. Și asta e o boală grea. Cea mai grea. Dacă întreb un om, ce face? Bine. Nu știu, nu prea știe să spun. Ce mai faci? Ce faci? Cum ești? Nu? Cum ești? Și tu spui, nu prea știi. Ești confuz. Ce zici? Bine. Să scape acela. Dar tu nu ești bine. Dacă nu simți ce am spus înainte. Dar poți să zici ceva. Nu sunt bine, dar mă străduiesc. Vă spuneam că Duhul Sfânt este Cel care, din interioritatea noastră, respectând libertatea noastră, conlucrând cu voința noastră, modelează, șlefuiește ființa noastră. De aceea v-am spus că oamenii care sunt înțepeniți, sunt oameni care nu. Ei știu numai pe ale lor. Și dacă ascultă pe cineva, el face tot ce știe el. Ei sunt blocați în ei. Sunt baricadați în ei. Sunt monumente. Oamenii aceștia nu pot să facă nicio mișcare spre Duhul, că Duhul nu lucrează decât cu voința lor. Dar ei resping chiar pe Duhul, chiar când se roagă Lui. Că se roagă Lui, dar neavând această deschidere a inimii. Și atunci se vede din viața lor că sunt oameni rigizi. Oameni care nu socializează. N-au prieteni. Mare dramă. E adevărat că spun Sfinții Părinți, fii prieteni cu toți și cu niciunul. Iubește-i pe toți și puși de toți. Vedeți cum mai paradoxul. Despre Dumnezeu. Dumnezeu este totul în toate și nimeni nimic. Dumnezeu pe toate, prin toate le lucrează și prin nimeni nimic. Vedeți? Sfântul Ioan Damaschin. Dumnezeu este totul în toate și într-un nimeni nimic. De ce toate acestea? Pentru că Dumnezeu și cu asta închei. Este, iubiți credincioși, este taina tainelor. Chiar cuvântul Dumnezeu nu-l reprezintă pe el. Este mai presus de cuvântul acesta. El este fără de nume. Dacă să zicem un nume, zicem Dumnezeu. Dar este mai presus de acest cuvânt. În transcendența Lui, ca ființă și ca ipostasuri, El este incomprehensibil, este transcendent la modul absolut. Este inaccesibil, incomunicabil, neîmpărtășibil. Dar se împărtășește prin energiile sale numite Har în Biserică. Și se comunică, se împărtășește celor care cred în descoperirea Lui, în revelația Lui. Dar pentru aceasta trebuie să o cunoști. Să o cauți, să însetezi, să te doară că nu ai. Și atunci mișcarea aceasta îl atrage pe El spre tine, te unești cu El și atunci simți ceea ce am spus mai înainte și Sfinții asta au simțit, că viața lor în trup este o viață în Hristos. Uniți cu Hristos, temple ale Duhului Sfânt, fii ai Tatălui. Poți să spui Tată. Da? Și poți să o numești pe Maica Domnului Maică. Altfel e sentimentalism și la Maica Domnului. Sunt multe sentimentalisme. Ca să o cunoști pe Maica Domnului numai în Duhul Sfânt. Pentru că ea s-a împărtășit la întrupare din Duhul Sfânt. Că a căutat spre smerenia roabei sale, de acum vor ferici toate neamurile. Dar de ce toate astea? Pentru că, i-a spus Arhanghelul, Duhul Sfânt se va coborî asupra ta și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea și Fiul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. El este sălaș al Preasfintei Trăimi. Nu te poți întâlni cu Maică, dar în modul sentimental, da. Așa, romano-catolic, mă rog, protestant, nu, că ei nu cred. Dar asta este sentimentalism religios. Adică o boală. Care e mascată bine religios. Dă bine că ești evlavios. Dar nu este aceea Maica Domnului. Nu este aceea. Ruși de asemenea, au fost niște icoane sentimentaliste așa. Și plac unora. Care sunt ca ei, că sentimentali. Maica Domnului, icoanele cele mai reprezentative, pictate de sfinți, n-are un chip foarte atrăgător pentru oamenii lumești. Nu place.
Nici icoanele autentic ortodoxe nu plac omului lumesc, nici muzica bisericească autentică nu place, nici a veni la biserică nu atrage, nici Sfânta Scriptură să o citești nu, iarăși nu te atrage. Aceasta arată că tu ești impregnat cu Duhul Lumii. Adică, dacă mori așa, ferească Dumnezeu, treci departe de Dumnezeu. Continui să fii departe de Bunul Dumnezeu. Prin urmare, iubiți credincioși, sărbătoarea de astăzi este sărbătoarea iubirii. Adevărate iubiri, care s-a arătat, ne-am împărtășit de ea la botez, dar din păcate am pierdut-o prin legăturile nefirești cu lumea, prin patimile noastre egoiste, dar trebuie să o regăsim. Unde o regăsim? În biserică. Biserica este laboratorul Învierii. Sfântul Maxim Mărturisitorul. Anticamera Împărăției Cerurilor. Sfântul Nicolae Cavasila. De asemenea, este cerul de pe pământ, Sfântul German al Constantinopolului. Biserica este o mare familie. Dar noi nu mai simțim așa pentru că, din păcate, lumea, Duhul ei, devine mai puternic decât nu decât Duhul lui Dumnezeu, ci decât credința noastră care a tot slăbit în unirea aceasta cu Duhul Sfânt. Vă îndemn să vă rugați prea Sfintei Treimi cu rugăciunile începătoare sau printre ele cu una specială prea Sfântă Treime. Miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Observați de ce? Pentru numele Tău, nu pentru vreo vrednicia noastră. Și în felul acesta putem să spunem, bineînțeles, nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Slavă Lui Dumnezeu în Sfânta Treime, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Și dumneavoastră. Să trăiți în sensul acesta în Hristos. Vă anunț că peste două săptămâni, cred, m-am gândit să fac o conferință, o întâlnire duhovnicească despre omul bun și omul rău. Asta pentru că m-am întâlnit cu oameni care, când îi întreb, dumneata, cum te definești, ești om bun sau ești om rău? Și nu i-am întrebat direct cum te definești. Mi-am dat seama. Ei se văd oameni buni, mulți. Oameni cum se cade, și mai departe. Vreau să definim, conform Scripturii și experienței Sfinților, care este, ce este om bun? Ce este om rău? Există posibilitatea de amestec să fii și bun și rău? Nu știu. Vă provoc. Peste vreo două săptămâni, până atunci, pace și bun.